înțeleg că și președintele Liviu Dragnea v-a dus lipsa. N-ați fost la întâlnire? Da, am auzit, am primit semnalele că și-a dorit mult și a insistat și era poate firesc ca să fiu acolo. De ce n-ați fost? La un moment dat nu am fost anunțat. Și la un moment dat, nu, nici n-am știut, și la un moment dat dumnealui s-a exprimat că mă va invita personal. Dar atunci când va fi cazul, eu voi fi prezent, pentru că fac de mult bocanci în PSD și am fost aproape de PSD de fiecare dată și de colegii mei din PSD și voi fi în continuare. Nu voi denigra partidul, nu voi denigra oamenii vreodată, colegii, pentru că PSD-ul are oameni serioși și organizația municipală este foarte puternică, are 5.000 de oameni care muncesc foarte serios și care nu merită să fie prins în nicio ecuație, iar problema care mi se întâmplă mie, nu vreau să o transfer în spațiu public, fiind problema mea personală.